Mai mulți angajați ai Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța au depus plângeri la poliție în ultima vreme după ce, spun ei, abuzurile în instituție s-au ținut lanț. Acuzațiile îi vizează pe coregraful Horațiu Cherecheș și pe soția sa. Femeia este acuzată că, în calitate de director al companiei de balet, acoperă comportamentul soțului. A fost un șoc pentru mine, având 18 ani, primul meu contract. N-am reacționat, am zis, bun, poate se liniștesc lucrurile. Și după ce n-am cedat la avansurile lui, lucrurile au devenit din ce în ce mai rău. A început să mă scoată din toate spectacolele, mi-a spus în fața tuturor. Dar uite, dacă nu era atât de grasă, vaca dracu, aș fi putut să te pun în costum și să dansezi. M-am trezit lovit, izbit cu spatele de masa de machiaj. Motivul fiind că i-am stricat spectacolul, pentru că am purtat mască sanitară în timpul spectacolului dumnealui. Tot timpul a fost agresiv verbal, fizic și eu am fost chemată la el acasă. I-am refuzat aceste avansuri. În sala de balet mi-a spus să ies afară. M-a luat de mână, m-a zvârlit afară, m-a împins de piept până în ușa de sticlă de termopan și de acolo m-a luat de training. Trainingul de aici. Cu o singură mână. Atunci m-am speriat și l-am împins. Dar vreau să zic că nimeni din sală nu a sărit. Deci tuturor le este frică. De cealaltă parte, directorul teatrului de balet și soțul acesteia susțin că acuzațiile sunt de fapt niște minciuni venite de la balerini care nu au mai primit roluri din cauza slabei performanțe. Le consider mincinoase, calumnioase, cu atingere la persoana mea, atât din punct de vedere al activității mele profesionale. Acuzațiile care mi se aduc mie sunt foarte ușor de demontat. Nu există comportament agresiv în sala de balet, da? Nu există așa ceva. A fost deschisă o anchetă în acest caz, iar corpul de control al Ministerului Culturii a mers deja în control la Teatrul de Balet. Între timp și reprezentanții Inspecției Muncii s-au autosesizat și vor face verificări.